Hei, salut! Am aici cea mai simplă și cea mai simpatică mașină pe care o puteți construi și programa cu microbit. Face parte din setul de robotică 6 în 1 este de tip LEGO. O să vă dau câteva sfaturi. Sfaturi să aveți grijă la construcție. Okay? Um, ve, va trebui să montați două motoare de tip servo pe care le vedeți aici. Sfatul meu este să le montați cu roata. Vedeți că motorul e un pic excentric, adică axul roții, nu este fix pe centrul motorului, da? Să-l montați un pic mai în față, altfel vine mașinuța în bot, da? Are ea asta, dar tot vine în bot. Deci aveți grijă când montați motorașele, da? Apoi, alt sfat este să țineți minte unde ați conectat cele două motorașe. Eu am conectat roata stânga, adică motorul din stânga vine la pinul 0 aici și motorul din dreapta la pin 1. De ce e important? Pentru că va trebui să le programați, să știți unde le-ați înfipt. Altă chestie importantă, aveți grijă la codul culorilor. Aici nu o să vă arate, ca de obicei, portocaliu, roșu sau maro. O să vedeți scris acolo în spate. Nu văd nicio foarte bine. Numărul pinului, voltage și ground. Țineți minte că întotdeauna culoarea galbenă este în stânga atunci când montați. Ok? Cam asta e. Hai să trecem la partea de programare și după aceea vă arăt cum și cum merge. Intrați pe makecode.microbit.org Creați-vă un nou proiect. Eu să-l denumesc Mașinuța Verde pentru că așa îmi place soalind. Bun. Ne trebuie să importăm un set de instrucțiuni specifice acestei mașinuțe. Mergem la Advanced, în partea de jos avem Extensions și după aceea căutați în listă Ring Bit Car da? și setul de robotică se numește Ring Bit Ring Brick Pack da? mașina se numește Ring Bit Car. Dăm click pe ea și veți vedea că va adus două grupuri de instrucțiuni. Ring bit car, instrucțiuni pentru programarea mașinuței, și Neopixel, instrucțiuni pentru programarea benzii de LED-uri. Noi acum o să ne concentrăm pe mașinuță și hai să vedem ce instrucțiuni avem. Avem instrucțiunea de folosit la inițializare, pe care și o vom și folosi. Și aici îți vom specifica unde este motorul unde am conectat motorul din stânga și unde am conectat motorul din dreapta. Cum spuneam, eu am conectat la pinul 0 motorul din stânga, iar motorul din dreapta la pinul 1. Voi dacă l-ați conectat altfel, puteți să puneți altfel. Bun, hai să ne uităm în continuare la alte instrucțiuni și după aia trecem și la partea de programare, da? Ce alte instrucțiuni mai avem? Go forward for x seconds. Merge înainte pentru un număr de secunde. Go forward to X centimeters, adică merge înainte un număr de centimetri. Vedeți? Știe să meargă și distanță. Să se învârtă spin right, să se învârtă în stânga sau în dreapta pentru un număr de grade. Ce mai avem? Să meargă înainte la viteză maximă. Să se întoarcă la viteză maximă, să meargă înapoi. Să meargă la stânga, la viteză maximă, să meargă la dreapta la viteză maximă. Frânează. Și mai avem o altă instrucțiune pe care o putem folosi la inițializare și cu ajutorul căreia vom specifica puterea unei roți, puterea roții din dreapta sau a cea din stânga. Da? Bun, hai să mergem. Ce program vom face noi acum? Un program foarte simplu, doar pentru demonstrație, restul vă descurcați și vă faceți voi omisiunea și programul vostru. Eu voi arăta cum îl facem să meargă înainte, la dreapta și la stânga, doar apăsând pe butoanele microbitului. Așadar, nu ne trebuie bucla forever, ne trebuie de la input să alegem on button pressed, adică la apăsarea butonului. Și când va merge înainte, vreau să apăs ambele butoane odată. Le apăs pe amândouă, merge înainte. Apăs butonul A, da? a -u este aici, va merge la dreapta. Apăs butonul B, va merge la stânga. Ok? Așadar, butonul A, butonul A și B apăsat, adică amândouă, voi vom merge înainte. Mă duc la instrucțiuni și aleg să meargă înainte pentru două secunde. Mă duc și mai aleg încă o instrucțiune de tip la apăsarea butonului. De data asta butonul A. Butonul A ne mai uităm încă o dată. Este cel din stânga. Acum ne uităm la el, dar din partea dreaptă cum merge mașinuța. Așa că mă voi duce și voi alege instrucțiunea Turn Right. Acum i-am spus să meargă la dreapta la viteză maximă, dar nu i-am spus cât. Țineți minte, orice motoraș îl comandăm, îi spunem du-te la mergi într-o direcție la puterea, dar trebuie să-i spui și cât. Așa că mergem la basic și alegem timpul. Eu vă pune 500 de milisecunde, adică jumătate de secundă. Da? O secundă are 1000 de milisecunde. După ce am spus cât să meargă, trebuie să mă duc și să-i spun să și, și oprească. Break. Frânează. Bun acest set de instrucțiuni îl pot duplica. Pun lângă, momentan e gri pentru că este identic cu ăsta și îmi spune că ceva e în regulă. Mă duc și aleg butonul B. Și acum trebuie doar să schimb instrucțiunea, să-i spun turn left, adică du-te în stânga. Îmi iau pasta, o arunc la coș, Mă duc și spun să se ducă la stânga. Și e gata programelul. Mai vreau să mai adaug ceva, pentru că eu vreau întotdeauna să fie simpatică mașinuța, vreau să-mi afișeze pe ecranul de led ceva. În felul ăsta și știu că programul a pornit și că funcționează. Nu o să pun o inimioară, o să pun te smile-ul ăsta. Bun. Acum suntem gata. Conectăm firul. luăm opritorul galben, conectăm mașinuța. Și mergem și apăsăm pe disc să putem salva programul. De preferat este să-l punem direct în memoria microbitului. Dăm save. Acum, dacă se vede, becul pâlpâie, nu prea se vede, becul galben pâlpâie de lângă USB. Când s-a oprit, îl putem deconecta. Eu l-am deconectat. O să-i pun opritorul la loc. Ca să arate drăguț. Pe lateral. Aici, pe lateralul mașinuței, pe lateralul plăcutei, găsim întrerupătorul. Eu o să folosesc mufa pentru a-l porni. L-am unghii. Am pornit. Ia uitați, deja are smile-ul pe care l-am ales. Îl pun aici apăs ambele butoane odată, trebuie să meargă în față. Timp de două secunde. S-a oprit. Acum, dacă apăs butonul A, acesta, se întoarce spre dreapta. Dacă apăs butonul B, se întoarce spre stânga. Simpatic, nu-i așa? Debea aștept să-l programați și voi, să vă distrați, să-mi spuneți ce v-a ieșit. Salut, distracție plăcută!